Ca să-și completeze formația, Petrescu a mai cerut un portar. Vișinii au negociat recent cu Florin Niță, însă goalkeeperul echipei naționale e greu de convins. El vrea să plece de la Sparta Praga, unde nu a mai apărat în ultimele 6 luni, doar că e plătit în Cehia cu 700.000 de euro pe sezon și contractul său mai e valabil încă un an. Niță își dorește să apere în mod constant, dar nu e dispus să piardă foarte mulți bani față de suma pe care ar mai încasa-o la Praga și nici clujenii nu-și permit să-i ofere atât de mult. CFR l-a păstrat în continuare pe lista de achiziții pe Mihai Popa de la FC Voluntari. Internaționalul de tineret are 21 de ani și a fost revelație în sezonul trecut, în care a evoluat în mod constant ca titular și a avut prestații foarte bune. Ilfovenii au cerut 1 milion de euro în schimbul tânărului portar pe care îl dețin în coproprietate cu Astra. Clujul nu e de acord să plătească atât și e dispus să aștepte până în ianuarie, când goalkeeperul va intra în ultimele 6 luni din contract și vișinii vor avea dreptul să negocieze direct cu el. Până când va fi adus un portar nou, Bălgrădean pare să fi redevenit numărul 1. Hidric a fost împrumutat de Kishvarda în Ungaria, iar croatul Lețca a pierdut prima parte a pregătirii din cauza unei accidentări. Dintre noveniți, Colinger și Mistrati au evoluat din start în ultimul amical din Austria, 2-0 cu Hajduk Split, în care Petrescu a testat formula pentru deplasare din Armenia. Colinger, un stoper croat în vârstă de 28 de ani, a venit de la Vail sub formă de împrumut. Mistrati e un mijlocaș ofensiv și a fost adus de la Rangers, adversar a CFR-ului în grupele Conference League în sezonul trecut. Dan Petrescu a testat în amicale două sisteme, 4-3-3 și 4-2-3-1. Prezența pe teren a italiano-danezului Vito Mistrati ar impune utilizarea celei de-a doua tactici pentru ca el să poată fi folosit în spatele unui atacant. Sunt mulțumit de achizițiile făcute, oamenii din conducere au făcut eforturi și au reușit să-mi aducă majoritatea jucătorilor pe care i-am cerut. Nu pot să vă spun un nume pe care l-aș mai vrea, dar mă știți bine, dacă șefii îmi vor aduce spre finalul campaniei de transferări și cireașa de pe tort, n-o să mă supăr, a declarat Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj.